27 noiembrie. Astăzi pomenim Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul, creștin de la strămoșii săi, locuind în cetatea perșilor, ce se numea Bitlava, în țara eluzișilor, de neam cinstit și iluminat și foarte iubit de Isdegerd, împăratul perșilor. Și pentru că era iubit de el foarte, s-a lepădat de credința lui Hristos și s-a atras împreună cu împăratul la pierzare. Deci s-au înstrăinat mama sa și femeia lui de dânsu, căci a ales mai mult dragostea împăratului decât a lui Hristos. Și pentru mărirea trecătoare a dobândit rușine veșnică și osândă, cum îi scriau ele. Din aceste cuvinte, umilindu-se cu sufletul, s-a depărtat de legea cea deșartă a împăratului și plângea că s-a despărțit de Hristos. Drept aceea, stând înaintea împăratului, a mărturisit credința cea în Hristos.